Peste 25 de cadre didactice cu preșcolarii sau elevilor atât din mediul urban cât și din cel rural s-a oferit să sprijine campania Fi cu ochii pe hoții din buzunare. Este un exercițiu grozav de educație civică și de implicare atât pentru elevi cât și pentru comunitatea lor. În mediul rural, cei înscriși au primit materiale online pentru a le disemina în comunitate. În oraș, elevii au participat la întâlniri cu polițiștii de prevenire, în cadrul cărora s-au discutat factorii favorizanți și s-au exersat comportamentele, atitudinile, gesturile ce ne pot feri de postura de victimă. Elevii au însă și alte misiuni, să spună familiei și celor apropiați ce au învățat și să distribuie materialele campaniei în comunitate, în vecinătatea școlilor. Astfel, până acum au avut loc peste 15 activități cu mai mult de 300 de elevi, iar împărțirea materialelor de către aceștia a vizat majoritatea cartierelor, precum și zonele centrale. Activitățile ce se derulează în intervalul martie-aprilie axează pe prevenirea furturilor din buzunare, atât în mijloacele de transport în comun, cât și în stațiile aferente acestora, cu accent pe reacția cetățenilor, mesajul campaniei fiind implică-te azi pentru siguranța de mâine. Răspândirea mesajelor se realizează prin mass media, rețelele de socializare, dar și prin realizarea și distribuirea de materiale, afișe în autobuze și fluturași, precum și prin discuții cu cetățenii. Polițiștii reamintesc câteva reguli ce trebuie respectate pentru a fi feriți de evenimente negative. Poșeta doamnelor trebuie să fie imobilizată de braț sau ținută în partea din fața corpului lipită de corp. Bărbații să poarte portofelul într-un buzunar interior în partea din față, cât mai aproape de corp. În mijloacele de transport în comun sau atunci când stați la rând pentru cumpărături, nu vă înghesuiți și nu permiteți să fiți înghesuiți. Evitați să vorbiți la telefon excesiv. Când luați bilet, nu scoateți toți banii pe care îi aveți. Nu-i numărați în văzul tuturor. Implică-te azi pentru siguranța de mâine. Nu fi indiferent dacă vezi că cineva este victimă. Alertează șoferul și călătorii. Sună la 112. Până la sosirea poliției, ușile vor rămâne închise. Spune ce ai văzut, ajută la tragerea la răspundere a hoților. Nu te lăsa intimidat de amenințări, depune o plângere. Te poți implica și tu dacă reții și spui și altora ce ai văzut despre prevenirea furturilor. Puteți de asemenea să distribuiți materialele campaniei pe rețelele de socializare sau direct altor prieteni.